Peste 150 de jandarmi alături de polițiști, pompieri și polițiști locali vor fi la datorie pe teritoriul județului Vaslui în perioada 11-13 iunie, pentru ca mini-vacanța de Rusalii să fie petrecută de cetățeni în siguranță. În această perioadă, jandarmii vor acționa zilnic pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și vor fi intensificate măsurile de patrulare în zonele aglomerate, precum și în zona lăcașilor de cult. Pentru siguranța cetățenilor, jandarmii Vaslui vor fi prezenți și la evenimentele cu public numeros ce se desfășoară în spațiul public. Vor fi în atenție manifestări cultural-artistice, sportive și religioase, precum Festivalul Internațional de Dans Prietenia, Spectacolul Fantezii de Vară, Meciul de Rugby, Bârlad Dinamo, Zilele Comunelor Roșiești și Delești, Hramul Schitului Drăgești, Mănăstirea Rafaela, Hramul Satului Rediu Galian și Sărbătoarea Crinului la Huș. Pentru cei care vor participa la astfel de evenimente, Jandarmeria Vaslui transmite următoarele recomandări: să adopte un comportament civilizat și să evite implicarea în conflicte de orice fel, să acorde o atenție sporită modului de păstrare a bunurilor și obiectelor personale, evitând pe cât posibil ținerea la vedere a obiectelor de valoare care pot atrage atenția. Dacă sunt însoțiți de copii, aceștia să fie supravegheați cu atenție. Dacă sunt martorii unor fapte antisociale, să apeleze cu încredere la cea mai apropiată patrulă de jandarmi sau la numărul unic de urgență 112.